Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Jumătatea mea, episodul final. În temnița din Hieminseo este închis bătrânul Rianeum. Regele Injo îl obligă pe maestrul Yan să conducă forțele guvernamentale pentru a aresta trădătorii dintre foștii captivi ai Joseonului adunați în Uiju. El îi ordonă lui Y-Onejeon să investigheze trecutul lui Yan Hyun. O mărturie indică faptul că Yan Shun și ceilalți captivi au organizat o ceremonie în memoria prințului moștenitor So Hyun și au ridicat paharele în onoarea lui Kan, prințesa moștenitoare Kan. Maestrul Yan îi sugerează regelui Injo să îi condamne la executare prin dezmembrare pe Yan Shun și pe ceilalți. Dezvăluindu-și adevărata identitate, Yan Hyun aduce o dilemă maestrului Yan între revederea fiului său și datoria impusă de regele Injo. În același timp, Yan Hyun își exprimă furia față de tatăl său pentru moartea surorii sale iubite și îi dezvăluie că știe identitatea reală a lui Samdol, sclavul iubit al surorii sale. Pentru a le permite lui Jilka și celorlalți să scape la Neungun, Yan Hyun și foștii captivi se confruntă cu Y-Onejeon și sclavii din biroul de aprovizionare al palatului. Maestrul Yan se sinucide, iar în palat, regele Injo moare. Într-un acces de vinovăție, Y-Onejeon încearcă să se sinucidă, dar este salvat de Eunae. În timp ce se recuperează, Y-Onejeon îi spune lui Jilka că nu l-a văzut pe Yan Hyun efectiv murind pe plajă și îl îndeamnă pe Jilka să caute un bătrân care ar putea fi ultima persoană care l-a văzut pe Yan Hyun. Bătrânul îi dezvăluie lui Jilka că l-a salvat pe Yan Hyun, dar că acesta și-a pierdut memoria și a plecat într-o zi urmărind mirosul de flori. Pe un munte aproape de Neungunli, Jilka se reunește în cele din urmă cu Yan Hyun. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.